aventura între om și vin este, din fericire, una care nu prea are sfârșit, în sensul că nu vom reuși niciodată să bem toate vinurile lumii, însă cu puțină atenție am putea să atingem măcar toate zonele importante la nivel internațional. Spune, Mihai, este adevărat că trebuie să bem vin la temperatura camerei? Da, este adevărat. Dar care este acea cameră? Această expresie vine din Franța și șatourile ei din anii 1800, unde temperatura camerei însemna temperatura beciului. Iar la ce materiale lespe zilele și ce grosime aveau pereții, temperatura constantă a beciurilor era undeva în jur de 18 grade. Deci ține vinul în frigider? Ține vinul în frigider neapărat, mai ales după ce l-am desfăcut. Este o întreagă teorie, o întreagă contradicție la nivel mondial cum se păstrează un vin desfăcut. Câteodată venim acasă, avem poftă să bem un pahar, ce facem cu restul sticlei? O formă aproape perfectă este păstrarea la îndemână a unor sticle mai mici. Eu personal am un set din acestea și când e un vin mare, un vin care a costat foarte mult, un vin care are o greutate pentru mine și păstrez, vreau să păstrez din el, o umplu ochi, sticla aceea mai mică și o păstrez neapărat la frigider. Frumusețea sau calitatea vinului constă în faptul că el poate fi descoperit dacă e asociat cu persoane dragi, cu o gastronomie de calitate sau cu un loc pe măsură. La ce trebuie să fim totuși atenți atunci când cumpărăm sticla de vin? Cumpărăm cu ochii, din păcate, multe lucruri, de la pantofi și mâncare, așa cumpărăm și vinul de multe ori cu ochii. Informațiile la care trebuie să fim atenți pe etichetă sunt, de exemplu, în cazul vinurilor albe și roze, anul de recoltă. Este important, în general, pentru toate vinurile, să evităm niște vinuri care nu au an de recoltă. Asta înseamnă că foarte rar se fac niște mixuri. Unele au fost de succes, există și în România niște exemple care au fost de succes, niște mixuri între ani, dar au plecat din păcate dintr-o nevoie a producătorului care nu vânduse anii precedenți și a amestecat cumva prospețimea ultimului an cu un efect semi-oxidativ așa din anii mai vechi și a obținut un vin mai complex. Piața l-a primit cu brațele deschise, acele vinuri au început să vândă la niște prețuri foarte mari în momentul ăsta, dar au plecat dintr-o întâmplare, nu sunt ceva, sunt niște excepții. Pe plan mondial există câteva și nu cred că trebuie, deci, să luăm ca. Anul de recoltă. Deci ar trebui să căutăm o sticlă de vin pe care scrie anul de recoltă. Pe care scrie anul de recoltă. Aici, de exemplu, avem o fetească neagră din anul 2016, este specificat la vedere. Există aceste nivele de calitate, care sunt, cel mai de sus este DOC, denumire de origine controlată. Sub el este IG, adică indicație geografică. Mai jos sunt vin de masă și așa mai departe. Ce recomandări ai aici? Ar trebui să ne uităm la DOC, dar mai mult la vinurile de import. Deocamdată filtrarea care se face la noi în România, asta e opinie personală, este mult prea permisiv. Suntem prea toleranți cu niște vinuri care cred eu că n-ar merita să fie chiar în prima treaptă de calitate. Prețul. Prețul este foarte important. Este foarte important. De multe ori suntem influențați de reclamă atunci când cumpărăm un vin. Cu siguranță, cu siguranță. Să știți că prețul unui vin este compus din ceea ce e în sticlă, din packaging-ul lui, dar și mai ales din notorietatea producătorului. Niciodată un mare chateau din Bordeaux se va vinde cu 20 de lei sticla, indiferent cât de slab a fost anul. Sunt unii specialiști care spun că un vin care depășește 100 de euro sticla reprezintă snobism. Așa să fie? Sunt mulți specialiști care spun asta. S-a făcut o cercetare științifică foarte amănunțită de către o universitate din America, de câte mi-am gândesc eu. S-a demonstrat că dacă vorbim strict de costul de producție a unui vin, folosind cele mai noi tehnologii, cele mai scumpe baricuri, cele mai, nu poate să treacă acel scos de 30 de euro. Deci de aici încolo, indiferent ce ar scrie pe etichetă, indiferent ce notorietate, este profit brut. Și aici, în acești 30 de euro, s-au luat în calcul și cheltuielile cu partea de distribuție. Adică vorbim de prețul de raft. A depășit 30 de euro, deja este, să-i spunem, un snobism în sens pozitiv.
1000 de echipuri, gazda noastră de astăzi. Are niște vinuri foarte bune, are și niște vinuri foarte scumpe. De fapt, deține record în România cu un vin care costă mai puțin de 1500 de lei. Dar în același timp, în zona de care vorbeam, un vin de 10 euro, această fetească neagră mi se pare foarte, foarte reușită. Fără doar și poate, femeile au anumite gusturi total diferite față de bărbați. Și schimbătoare. Ce recomanzi doamnelor? Ce le recomanzi? Domnișoarele și doamnele au în momentul ăsta, o mare parte dintre ele au preferințe către vinul spumant. Mă refer aici, e o modă cu Prosecco. Prosecco și cu un pic de rest de zahăr. Asta e o reminiscență a noastră ca nație. Vinul nu trebuie să fie extraordinar de sec, încă nu ne-am obișnuit să fie foarte aspru. Există preferințe ale doamnelor către vinul roze, care e un vin simplu, fructat, foarte versatil în general. Rozeul foarte ușor de asociat cu foarte multe feluri de mâncare, cu majoritatea preparatelor culinare. Și vinuri aromate, semi-aromate, tot așa cu un pic de rest de zahăr. Adică vinuri în zona ușor de misec din soiurile, nu știu, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Straminer, o tămâioasă, o busuiacă, soiuri, ultimele două soiuri românești autentice. Cât de mult contează paharul din care bem vinul? Schimbă, modifică în vreun fel un pahar gustul vinului? Da, și asta în mod radical. Vorbesc aici în primul rând de calitatea lui, materialul din care e făcut. Există sticlă simplă, există semicristal, există cristal. Modul în care e făcut paharul, sunt făcute pahare care sunt făcute manual de sticlari renumiți, sunt pahare care sunt făcute de mașină. Deschiderea și formă sunt în funcție de cât de mare este diametrul paharului. Acolo diametrul paharului influențează poziția unde va atinge limba și care papilele va stimula. Nu simțim la fel în spate, la rădăcina limbii, cu în față. Mie mi se pare acesta un pahar, un model de pahar, atât ca preț, cât și ca formă și alte caracteristici. Cât costă paharul? Paharul acesta a fost la ofertă într-un mare cash and carry săptămânile trecute, undeva la sub 10 lei.